2016, înainte de a intra pe ordinea de zi, îl rog pe domnul Cotpas, domnul consilier Cotpas, să preia atribuțiile președintelui de ședință, pentru că domnul Balaș Costel astăzi este învoit, are o problemă și nu a putut ajunge la ședință. Domnul președinte, vă rog, preluați. Vom începe prin a da noi ordine de zi care s-a modificat. Avem trei proiecte de hotărâre în plus față de ordinea inițială și o să le dăm citire. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare vizată de 31.10.2016. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 49.855 lei, adică 11.043 de euro. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului bursilor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2016-2017. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor bănești în lunile septembrie-octombrie 2016, aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea traseelor microbuzelor școlare pentru transportul elevilor de pe raza orașului Dărmănești, județul Bacău. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind finanțarea înregistrării și dezvoltării conceptului autentic al mărcii fabricat în Dărmănești la oficiul de stat pentru invenții și mărci. O simplu. Punctul 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL numărul 45 din data 19.07.2016 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de pe raza orașului Dărmănești. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de vânzare către populație a lemnului de foc exploatat din fondul forestier al Oatei Dărmănești. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită de către Asociația Habitat for Humanity Comănești a suprafeții de teren 2000 m² situată pe strada Varajului, oraș Dărmănești, în vederea construirii a 8 case pentru tineri și familii nevoie din orașul Dărmănești. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea domeniului public al orașului Dărmănești, însușit prin HCL numărul 22/1999 și aprobat prin HG numărul 1347 din anul 2001. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor ANL aparținând unui privat al orașului Dărmănești. Și punctul 13. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în orașul Dărmănești, județul Bacău. Supunem la vot noua ordine de zi. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Unanimitate, s-a votat noua ordine de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31.10.2016. Cine este pentru? Abține, împotrivă. În unanimitate s-a votat și procesul verbal de luna trecută. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 49.855 lei, adică 11.043 euro. Dacă sunt întrebări, dacă se înscrie cineva la cuvânt? Domnul, aș întreba dacă putem lua în calcul pentru anul 2017 schimbarea mașinii de pompieri sau a utilajelor care nu aruncă apa. Când a luat foc casa lui domnul Bucur aici, nu aruncă apa nici la primul etaj. Mașina, nu știu, ori e defectă, ori nu trebuie să gândim în viitor cât de cât să vedem să putem realiza. E o treabă da. Importantă. Am să vă răspund. Eu am în...
vedere pentru 2017, schimbarea sau înlocuirea mai multor utilaje care sunt într-un stat, într-o stare avansată de degradare. Vorbesc aici de rudul excavator care merge câteva zile, se defectează din nou, avem probleme cu el, avem un tractor vechi care și ăla trebuie schimbat, avem la fel mașina de pompieri pe care dumneavoastră a spus-o, deși e luată relativ recent, are, fiind depășită din punct de vedere tehnic, permanent, permanent trebuie făcut reparații, sigur le avem toate acestea pe ordinea de zi și vom merge prin sistemul ăsta de schimbare Rabla, da? Prin proiectul Rabla, ce putem schimba Rabla și ce nu, să luăm utilaje noi în leasing. Acest prim proiect pe care dumneavoastră l-ați aprobat cu achiziția Dacia Docker face parte din acest program. Noi, în locul acestei Dacia Docker, am avut o Dacia Break, care, sigur, și ea era depășită și care costa foarte mult întreținerea ei. Avem un plan și anul viitor, cu siguranță, cel puțin 2-3 utilaje pe care le avem în dotare în ora actuală vor fi schimbate, vor fi înlocuite. Alte întrebări, dacă sunt? Dacă nu mai sunt întrebări, punem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? 16 voturi pentru. A trecut și procesul verbal și proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursate. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitate stat în anul școlar 2016-2017. Propunere. Se aprobă contul burselor acordate în anul școlar 2016-2017, semestru 1, elevilor din unitatea de învățământ de pe raza orașului de Mânești, după cum urmează. Punctul 1. Bursă de merit 160 de lei. Punctul 2. Bursă socială 70 de lei. Punctul 3. Bursă medicală 80 de lei. Articolul 2. Se aprobă numărul burselor acordate pentru anul școlar 2016-2017, semestru 1, elevilor din cadrul Liceul Tehnologic Dărmănești, unitate școlară cu personalitate juridică, după cum urmează, 12 burse de merit, 97 burse sociale, o bursă medicală. Articolul 3. Se aprobă numărul burselor acordate în anul școlar 2016-2017, semestru 1, elevilor din cadrul școlii gimnaziale numărul 2 Dărmănești, unitate școlară cu personalitate juridică, după cum urmează, 2 burse de merit, 62 burse sociale. La numărul 3, 4 burse de merit, 35 burse sociale, dar școala cu locul Dărmănești, 11 burse de merit și 38 burse sociale. Au fost discuții cu comisii, s-a votat. Dacă se înscrie cineva la... Am zis comisii, dar am omis și întreb acum. Cuantumul burselor, valorii burselor, este stabilit prin lege de minister sau îl stabilește? Propunerea mea ar fi să avem în vedere pe viitor să premiem meritul și mai puțin social. Pentru că cel pe parte socială oricum va beneficia, dacă are o problemă socială, da, beneficiază părinții. Cred că meritul trebuie premiat. Să avem în vedere pentru anul viitor. În anul de aceste curse, copiii care obțin rezultate bune la anul viitor și trei din Olimpiade, mai devine în cursul anului altul premier. Da, deci primesc la sfârșitul anului, când se fac premier, primesc și bani. Înțeleg, da. Dacă vă uitați, cursurile pentru merit sunt puține, pentru social sunt foarte multe. Domnule Comandescu, vă se acord cu acest întrebare, vedeți și eu un problem. Și am dat în mâine de problema sunt copii care din mediul social, deci necreșiți, din nou situații materială bună, deci trebuie să-i dăm în bază materială, deci socială, bursă socială, pentru că el se poate afirma de că nu are de neavând un ban, cum se poate și pe care o dea părinții. Deci, da, asta e treaba. Lasă părinții. Când beau aia, trebuie să știe și voi. Dacă beau, îi dăm.
Ori îi dăm copilului lor ceva, dar... Bine, oricum îi dăm. Da. Oricum îi dăm. Îi dăm și bursa socială, le dăm și părinților sociale. Asta era o problemă de viitor. Dacă îmi permiteți, acest proiect de hotărâre vine și schimb un pic modelul de gândire care a fost în sensul că bursele de merit, bursele sociale și cele medicale sunt sau au o valoare unitară la nivel de oraș Dărmănești. Până acum aceste valori erau diferențiate în funcție de școala care le promova. Doi la mână, există un număr destul de mare de burse sociale, dar la acest moment cred că se dorește reducerea abandonului școlar și venim cu această componentă socială, bursă socială, în așa fel încât să reducem mult abandonul social, iar pentru anul viitor avem în vedere, ce spunea domnul consilier Deaconescu, să premiem mai mult performanța. Sigur că trebuie să găsim un echilibru între cel care are o problemă, sau să zic o problemă socială, dar este foarte bun, da? Și cel care este foarte bun și are o performanță. Cu siguranță vom găsi echilibru între cele două categorii. Alte întrebări, dacă aveți? Dacă nu sunt întrebări, nu mai puțin tot eu. Vreau să știu, domnul că probul și ăla, și nu am loc în aceeași școală, între mâna aceeași. Din probul, din numai din sat, vreau să știu cam care sunt care primesc aceste... Da, deci, până să vă puteți adresa directorului de școală, da? Și veți primi... Da, veți primi... Zic și eu, personal nu știu. Da, personal nu știu cine sunt acești copii. Directorii de școală ne transmit nouă numericul pe fiecare categorie și... Da, nu Dacă nu mai sunt întrebări, spunem la vot cine este pentru. Abține. Împotrivă. Înainte de a trece mai departe, salut prezența domnului comandant al Poliției Locale, domnul Marea Ilie. A venit de la Poliției Naționale Locale, a venit de la o ședință de la Bacău, așa cum am stabilit noi într-o ședință anterioară, l-am rugat ca atunci când are disponibilitate de timp să vină în ședința Consiliului Local, iar la diverse dumneavoastră, dacă aveți probleme punctuale legat de Poliția Națională, sigur să le transmiteți direct. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016. Voi da cuvântul doamnei Dinar. După cum am explicat și în ședința de comisie, bugetul local avem o creștere la parte de 240.000 lei. Astfel, bugetul la parte de venituri crește de la 19.439.500.000 lei la 19.644.000 lei. Mai citesc sursele de venit. Eu zic că sursele de venit le citesc pentru că... Da. Citesc sursele pentru că... Impozit de teren extraordinar 9.000 de lei, impozit de teren persoane fizice 45.000 lei, impozit clădit persoane fizice 30.500.000 lei, impozit clădit persoane juridice 37.000 lei, taxe judiciare de timp 3.000 lei, alte taxe pe servicii specifice 4.000 de lei, impozit pe mijloace de transport persoane fizice 2.000 de lei, taxe și tarife pentru eliberare de autorizații 4.000 de lei, alte venituri din concesiuni 13.000 de lei, venituri din prestări servicii 13.500.000 lei, alte venituri din prestări servicii 7.500.000 lei, venituri din amenzi 32.500.000 lei, alte venituri 3.500.000 lei. Așa, doamna contabilă, dacă îmi permite, doar o singură precizare. Avem o rectificare pozitivă. 204.500.000 lei, la toate capitolele pe care dumneavoastră le-ați enumerat avem creșteri, da? Deci avem încasări. Mulțumesc pe această cale dămăneștenilor care au înțeles că fără acești bani nu putem să ducem proiectele pe care le avem la bun sfârșit. Deci în alte condiții erau cu minus aceste rectificări, datorită poate și mobilizării aparatului pe care l-am în subordine, avem creșteri. Și luna trecută am avut o rectificare pozitivă și luna asta avem o rectificare pozitivă și sigur că asta înseamnă că acel grad de încasare crește. Mulțumesc, mergeți mai departe. Da,
La partea de cheltuieli, la creștere de 245 lei, astfel bugetul la partea de cheltuieli crește de la 20.540 lei la 20.709 lei. Astfel, capitolul 5102, autorități publice și acțiuni externe, 10.000 de lei la titlul 20, bunuri și servicii. Capitolul 5602, transferul cu caracter general între diferite nivele ale administrației, un plus de 35.500 lei. Capitolul 6602, sănătate, la titlul 20, cheltuieli materiale, plus 2.000 de lei. Capitolul 6702, cultură, religie și recreere, la titlul 20, cheltuieli materiale, 102.500 lei. Capitolul 6802, asigurări și asistență socială, la titlul 6857, plus 3.000 lei. Capitolul 7002, locuințe, servicii și dezvoltare publică, la titlul 20, bunuri materiale, plus 63.000 de lei. La titlul 70, cheltuieli de capital, plus 48.500 lei. La capitolul 7802, protecția mediului, la titlul 20, bunuri și servicii, minus 60.000 de lei. Aici avem economie de la reparații platforme betonate, datorită faptului că aceste platforme au fost desfințate. La lista de investiții au intervenit următoarele modificări. Amenajare centru civic, plus 45.000 de lei. Achiziție boiler, apă caldă, blocanele, plus 3.500 lei. Achiziție auto Dacia Dogger Laurea, plus 4.000 de lei. Și achiziția autobasculantă, minus 4.000 de lei. Diferența vine din economii de la acest obiectiv de investiții. La bugetul de venituri și cheltuieli activităților autofinanțate, avem la parte de venituri o creștere de 14.000 de lei, astfel veniturile cresc de 171 la 585.000 de lei. Această sumă va fi repartizată astfel, achiziție motofelăstră plus 4.000 de lei, achiziție mașină de revigăluit pe 4 fețe plus 10.000 de lei. Astfel, cheltuielile cresc de la 571 la 585.000 de lei. Suma de 14.000 de lei va fi repartizată la capitolul 8310, agricultură, silvicultură, vânătoare. Cam asta este. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, problema vot. Nu este pentru? Abține? Votul majorității, 16 voturi pentru proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului a fost votat. Trecem la punctul 5, proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor bănești pentru lunile septembrie-octombrie 2016 aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare. Se propune, articolul 1, se aprobă acordarea drepturilor bănești pentru lunile septembrie-octombrie 2016 aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare și funcționează. Liceul Tehnologic de Mănești, suma de 6.110 lei, școala numărul 2 de Mănești, 1.672 de lei, Școala Plopu, suma de 2.921 de lei și Școala Gimnazială numărul 3, suma de 2.851 de lei. Dacă sunt întrebări? Precizez eu, domnul președinte, că drepturile bănești pentru lunile septembrie-octombrie au fost, solicitările au fost depuse la noi. Cum vin și solicitările pentru, eu știu, decembrie sau imediat dăm curs la prima ședință de consiliu, dăm curs și noiembrie, decembrie, noiembrie, da, dăm curs. Dacă aveam și noiembrie, vă decontam și noiembrie. Mulțumesc, puneți la vot. Dacă nu sunt întrebări, spunem la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Unanimitate. Unanimitate pentru
Mergem mai departe la punctul 6, proiect de hotărâre privind stabilirea traseei normei probotelor școlare pentru transportul elevilor de pe raza orașului Germanești, în județul Bacău. Fac o precizare eu înainte de a trece domnul președinte la citirea efectivă a proiectului. Am avut mai multe solicitări din partea părinților pentru a schimba traseele în sensul de a ridica, de a prelua copiii și din zonele respective. Una din solicitări vine de la cetățenii din partea din Brătuleștiul de sus. Sigur, avem tot două microbuze, am reașezat acele trasee și am reușit de la 13 trasee care avem în vechea hotărâre să avem 18. Nu reușim să acoperim toate solicitările, dar sper anul viitor, dacă reușim să mai facem rost de un microbuz, să acoperim celelalte zone care la momentul de față nu reușim să le acoperim. Mulțumesc, mergeți mai departe. Se propune, se aprobă traseile microbuzelor școlare pentru transportul elevilor la și de la școală pentru anul 2016-2017, conform anexei 1, care face parte integrată la prezentul proiect de hotărâre. Avem anexa. Da. Vreau să întreb, Brătulești de sus, e 22 km până unde e capul de linie, atinge și cartierul Cărăb. Sunt de copii la liceu de acolo, să știm până unde poate veni pe jos, pentru a să prindă autobus. Deci eu știu că avem o stație în zona, o stație în zona, din ce știu eu, prea Artene, de acolo. Deci luăm tot ce e în zona respectivă. Dacă nu mai sunt întrebări, spunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? S-a votat în unanimitate. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind finanțarea înregistrării și dezvoltării conceptului autentic al mărcii fabricate de mărci la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci, OSIM. Se propune. Se aprobă finanțarea administrării și dezvoltării conceptului autentic al mărcii fabricate în Dărmănești la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărci cu suma de 5.000 lei din bugetul local al orașului Dărmănești. Se împuternicește primarul orașului Dărmănești să semneze în numele unității administrative teritoriale toate documentele necesare de duce la îndeplinirea acestui proiect de hotărâre. Dacă sunt întrebări, atunci vom supune la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Unanimitate, proiectul de hotărâre a fost votat. Aprobă, domnul primar, domnul Băgheaz Lucru de Dărâne. Punctul 8. Proiect de hotărâre prin modificarea și completarea HCL numărul 45 din data de 19.07.2016 privind desemnarea reprezentațiilor autorității administrative publice locale în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar pe terenul orașului Dărmănești, județul Bacău. Astfel, se propune articolul 1. Se modifică și se completează articolul 1 din HCL 45 din data de 19.07.2016 privind desemnarea reprezentanților autorității administrative publice locale în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de pe terenul orașului Dărmănești, județul Bacău, care avea următorul cuprins. Începând cu data prezenței, se desemnează următorii consilieri locali ca membri ai consiliilor de administrație ale școlilor de pe rasa orașului Dărmănești, astfel: Liceul Tehnologic Dărmănești, județul Bacău, Mitelu Vochița, Buzatul Mihai și domnul Păduraviu Gheorghe. S-a discutat în comisie, dacă dorește cineva să... Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? În unanimitate s-a votat și acest proiect de hotărâre. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de vânzare către populație a lemnului de foc exploatat din fondul forestier al UAT Dărmănești. Astfel, se propune articolul 1. Pentru vânzarea către populație a lemnului de foc exploatat din fondul forestier aflat în proprietatea privată a orașului Dărmănești, se stabilește un preț de 170 lei pe metru cub fără TVA, respectiv 116 lei metru ster fără TVA.
Prețurile sunt stabilite pentru noi nu aflat în depozitul UAT Dărmănești. Se aprobă HCL numărul 11 din data de 29.02.2016 privind stabilirea prețului de vânzare către populația lemnului de foc exploatat din fondul forestier UAT Dărmănești. Dacă sunt întrebări, domnul Roman? Cred că ar fi bine ca acest proiect 170 să aplice numai pe partida, pe o partidă X, pe o partidă care s-ar putea ca celelalte partide să fie mai ieftine, pentru că putem împărți o propunere. Până asta stabiliți la nivel cum, că asta e, asta e prețul din depozit. Nu? Din depozit. Deci numai pentru partida în exploatare. Colega de preț, din... Vă dau ca exemplu... Stabilirea unui metropolis din Dărmănești, care cred eu că se stă destul de bine chestia asta. Prețul se stabilește, în primul rând, vis-a-vis de calitatea lemnului, este lemn de foc, clar este clasa a patra și a treia. Dar contează foarte mult distanța. Ce scoți apropiat. Este una să fii cu lemn din Țigaca, pentru că avem păduri de fac acolo. Este una să fii cu lemn din Țigaca, să aduci în depozit la Dărmănești, alta este să fii cu lemn din Bânca, să aduci în depozit la Dărmănești. Prețul este categoric mult mai mic de aici. Și mie mi se pare 170 de lei, mi se pare foarte mult. Da. Ideea este, noi avem o notă de fundamentare pentru stabilirea prețului și am luat în calcul și prețul lemnului de foc pe piața lemnului, da. Și când s-a stabilit acest preț de cost, am avut așa, prețul de referință conform legislației și avem hotărârea de guvern 924 și 43/2016, da? Prețul de referință Rom Silva prin decizia directorului. Am ținut cont de procesul tehnologic, ce înseamnă exact ce spuneai tu, domnul Despa, tras la drum auto, exploatat, tras la drum auto și sigur că variază în funcție de distanță. De... Se regăsește la transport. Care... Sigur că da. Avem o altă componentă, avem transport. Transportul pentru depozitul final unde ducem noi și mai avem aici o componentă fasonată în metru ster, crăpat și așa mai departe. Deci prețul ăsta pe care noi l-am propus 116 lei metru ster este preț în depozit fasonat și așa mai departe. Transportat în depozitul primării. 116 lei metru ster sau 170 metru? 170. 170 lei. Dacă pentru alte, noi avem un stoc, acum ce am spus pentru... Care influențează foarte mult prețul unui metru cub de lemn, indiferent că este foc sau lucru sau de care este el, se referă la distanța din parchet până la drumul auto și de la drumul auto până la un depozit. Deci, cu siguranță, pentru alte partizi, pentru alte stocuri pe care le vom avea, vom avea altă hotărâre în funcție de ce rezultă din calcul. Cred că acest preț ar trebui, nu știu, să fie ceva flexibil. Variat între și între, eventual chiar făcut pe trupul de pădure până gata, pe trupul de pădure țigară gata. Să știți că nu ține și vă spun de ce. De obicei, Curtea de Conturi, când vine în control, ne spune așa, ați pus în valoare masa lemnoasă din punctul X, din partida X, da? Care au fost cheltuielile finale, totale, pe metru cub? 170. Ce ați făcut cu lemnul ăsta? L-am vândut, am încasat 170. Pentru o altă partidă, din nou vom veni cu calcul exact ce am spus și vom avea sigur alte valori. Nu putem merge pe aceeași partidă cu un minim maxim, că ar însemna la unii să dau cum. De exemplu, eu aici calculul îmi dă clar 170 de lei. Clar că pe stocul respectiv, ce a rezultat din partida respectivă, ăsta e prețul. E pe partida. Pe partida respectivă, da. Și la fel și la lemn de lucru. Știți, la lemnul de lucru, când scoatem partida pe picior, noi avem acel preț de referință în APD pe care dă un dosier. Se poate face un preț de un depozit. Având în vedere toate cele trei, patru prețuri care le avem. Da, uite, deocamdată mergem exact pe varianta asta ca să ne avem treabă. Domnul Diaconescu? Cred că e o greșeală de redactare. La punctul 4, articolul 1, cuvântul 4, însemnează pentru vânzarea către populație. Dacă e către populație, s-ar putea să vă treziți cu 3 sferturi din Dărmănești, că vine să-i ceară lemn de la primărie. Asta se înțelege. Cel puțin eu asta înțeleg. Vânzarea către populație are lemnul de foc. Nu specific. Nu e către populație, e către persoanele... Oamenilor. Deci, atenție. Proiectul de hotărâre se adresează populației din Dărmănești. Nu putem să venim cu altfel cu cineva. Nu. Dacă eu voi mai avea
stop, după ce acopăr nevoia de asistență socială, dacă voi mai avea 10 metri, 20 de metri, 50 de metri stop și vine o persoană fizică din Dărmănești și vrea să cumpere și eu l-am acolo, dau fără niciun fel de probleme. Deci la persoane, ce discutăm noi de persoane, e tratatul lor, populația de Dărmănești, nu? Sau la ce? N-am înțeles bine. Dar nu, la asta mă refer. Da. Deci în care se adresează persoanelor probleme sociale, nu se adresează populației. Deci eu aș lua toată populația de Dărmănești, nu din cu componenta de persoană. Dar acolo, deci cu prioritate, vor fi asigurate acele cantități de lemne necesare persoanelor... Dar nu le iese din asta, de asta spun. Deci ea e cu caracter general. Ok. Deci fără ce fel. Ce voiam să discutăm acum, sau să punctăm, ar trebui prețul final să anunțăm că există din populația din Dărmănești care se uită la subvenția PNR. Da. Și aud doar prețul de 170 de lei, nu aud de la de 204 lei și la noi există prețul ăsta e 204 lei. Că cu TVA. Noi vinem cu TVA. Chiar dacă nu noi luăm banii aceștia și îi inversăm în bugetul de stat, omul vine cu banii adiționari cu 170 de lei ca să-și cumpere lemn, nu vine cu 240. Cu siguranță cei care vin la noi și solicită. Păi da, facem două drumuri. Ca să nu facă două drumuri, să fie... Deci prețurile nu conțin TVA. Prețul final e 204 lei cu TVA. Dacă și-ar trebui să nu știu TVA. Cu tot cu TVA. Cu TVA. Cu TVA. Fără plus. Dacă zici plus, înseamnă că mai dau TVA pe 170. 170 pe 20% sunt 204 lei. Și, într-adevăr, ce spune Marius, noi în ședința de comisie s-a discutat că și așa nu ne ajunge pentru cazurile sociale lemnului. Deci degeaba vorbim de prețul pe piață, să zicem așa. Noi chiar la persoane, la cazurile sociale ne adresăm cu lemnul ăsta, că nu ne ajunge. Ați spus dumneavoastră, sigur că care nu se prinde lemn de foc, o să... Deci, legiuitorul nu ne permite nouă să dăm o hotărâre de Consiliu clar pentru o anumită categorie. Și dacă, da? Eu nu pot să vin să spun acum, domnule, lemnul ăsta nu îl va lua decât asistența socială. Nu. Eu, în primul rând, vin și spun că acopăr nevoile pentru lunile noiembrie și decembrie la cei cu asistență socială și dacă mai rămâne ceva disponibil, sigur că cetățenii din Dărmănești care solicită lemn de foc pot cumpăra la prețul ăsta. Deci asta e... S-ar putea, eu știu, anul viitor să mai scoatem în ianuarie, în februarie, o altă partidă care e mai mare decât necesarul de lemn pe care trebuie să-l dăm la cei cu asistență socială. Domnul Tiurcăcă? Da. Tot acela lemn m-aș referi atunci să se facă un depozit de lemn și pentru restul populației care vrea să cumpere lemn, nu? Se fixează un lemn, totul da. Cu silitic. Ce rămâne? Eu v-am spus că Ocolul Silvic a scos niște partizi la exploatare și persoanele fiind cetățenii orașului Dărmănești pot cumpăra acest lemn direct de la Ocolul Silvic. Dacă primăria Dărmănești nu are lemn de foc nelimitat, noi avem niște partizi pe care le-am marcat, ni s-a aprobat, dacă vom avea disponibilitate mai mare de lemn, sigur că putem să, și asta e intenția, să vină la populație. Dar în condițiile în care respectăm acel amenajament silvic, pentru că acolo nu avem nelimitat. Noi nu putem scoate ce vrem noi, ci e exact ce scrie în acel amenajament și când se aprobă, marcat. De asta eu am o reținere în a spune cetățenilor, domnule, veniți la primărie că avem lemn noi. Nu. Deci noi avem niște cantități care nu sunt acoperitoare la momentul de față, da? Încercăm să acoperim nevoile celor de la asistență socială care sunt prevăzute în lege, iar dacă rămâne suplimentar o cantitate de lemn, cu siguranță o vom da către populație. Să vă aduc aminte că suntem la final de amenajament silvic la primărie. Sigur. 2018. Sigur. 2017 s-a putut să deci, zic că... Pe acel amenajament, cotele de tăiere sunt limitate, sunt terminate, sunt finalizate. Da? Anul viitor vom face un nou amenajament cu altă perspectivă pe următorii 10 ani și sigur că acolo avem o viziune mai largă vis-a-vis de cantității de lemn. Deci vom ajunge la situația să nu mai avem bine să aprovizionăm? Nu veți ajunge în situația asta pentru că Ocolul Silvic și Rom Silva a venit cu soluția și a scos la licitație partid și pune la dispoziție cetățenilor. Deci nu veți fi în situația asta. Tocmai asta am spus eu. Rom Silva a scos, nu? Niște partizi și loc o cioată sau cum au dumnealor, oamenii se pot duce și cumpăra de acolo fără niciun fel de probleme. De exemplu, vie și vă spun ceea ce a făcut Ocolul Dărmănești, vorbesc doar de zona noastră, chiar la mine district, s-a aprobat o partidă
Budeanu, am constatat că locul de sus este foarte, foarte accidentat, nu se putea intra la parcură și automat am, deci asta era de 300 de metri cub. Automat am autorizat o parte de 1234 de metri cub. Cu accesibilitate mult mai bună. E distanța mai mare ca un kilometru, doi în față de partida inițială, dar 1234. Eu vorbesc. Deci 1200 de metri lemn de foc pentru populație. Pentru populație, exact. Toată partida e toată. 80% din cantitatea de lemn lemnos din această partidă se va vinde la populație. Același lucru se întâmplă și la blocul, la districtul domnului Balaș, tot la fel. Același lucru și la, la izvorul la domnul Stoica. Deci Dărgăneștiul... Deci la momentul, la momentul la care discutăm, cetățenii pot apela fără niciun fel de probleme la ocolul silvic, dar așa cum a spus domnul inginer Despa, cei care sunt zona mai apropiați de zona Căputeanu merg acolo, Plopu, în zona Plopu, izvorul... Acum am făcut asta pentru Lăcoșele, să știți, da. Că Lăcoșele erau mai... Da, deci Lăcoșele care se uită la, la ședință au, au acces la... Dar vedeam că domnul Desfa spune că aceste lemne vor fi date gratis de poșe. Nu, nu, nu. Da, mulțumim. Haideți să mergem mai departe că depășim. Dacă nu mai spunem la vot, cine este pentru? Abține? Domnul Petrei? Pentru? În unanimitate, a fost votat și acest proiect de hotărâre. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind promovarea transmiterii în folosință gratuită către Asociația Habitat Solului Menutic Comănești, ca suprafeții de teren 2000 metri pătrați, situată pe strada Barajului, oraș Dărmăi, județul Bacău. Astfel se propune. Articolul 1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 2000 metri pătrați, aparținând domeniului privat al orașului Dărmănești, situat pe strada Barajului, cartier Sălătruc, identificat în planul de situație anexat Asociației Habitatelor Românești, Comănești, în vederea construirii a 8 case pentru tineri și familii nevoie din orașul Dărmănești. Articolul 2. Se transmite în folosință gratuită terenul identificat la articolul 1 din prezentul proiect de hotărâre pe durata realizării construcțiilor, dar nu mai mult de 3 ani de la data eliberării a autorizației de construcție. Articolul 3. După finalizarea lucrărilor de construire, Consiliul Local al orașului Dărmănești va proceda la concesionarea terenului, durata acesteia și taxa de redevență, urmând a fi stabilite în condițiile legii. Dacă sunt întrebări... Fac o singură precizare. Eu este vorba de Asociația Habitat for Humanity Comănești, care are experiență de câțiva ani în construirea de case pentru familiile tinere. Dumnealor au venit cu o adresă la Primăria Dărmănești, prin care solicită o suprafață de teren pe care vor fi construite aceste case. Sigur că am ținut cont și de solicitările tinerilor de nevoie, care sunt în căutarea unui, unui cămin. Și eu cred că dacă vom începe cu acest set de 8 case și cu cei 2000 de metri pătrați, e un mare ajutor pentru cei care astăzi chiar au nevoie. Sunt familii tinere, sunt familii care au un venit, care nu pot lua un împrumut de la bancă pentru că acel venit nu este suficient de consistent, care astăzi stau în chirie sau stau cu părinții și sigur că ar avea mare, mare nevoie de această casă. Părerea și propunerea mea este să susțineți acest proiect de hotărâre pentru a schimba un pic în bine și componenta asta socială. Mulțumesc. Domnul Roman? Vă susținem din două motive și e foarte bună această solicitare a Habitat și ei au solicitat în adresă să ne văd la situație o zonă cu electricitate și gaz. Eu mă bucur că acum vin deja 4 familii care solicită gaz pentru că zona Sălătruc nu au gaz. Și noi am mai ridicat problema și am zis să venim cu un tabel, să mergem la cei de la gaz, să avem un număr de. Acum, dacă reușim să băgăm și gazul să lătuc, ar fi excelent. Deci sunt totul de acord cu această propunere. Domnul Desfa? Deci această suprafață este localizată de la fosta pensiunea... Voinicel. Da. Roxana. Da. Și asta o folosific, da? Da. După inundațiile din 2004... Rău, știm. Așa s-au dat niște loturi spre folosință, spre strada care duce spre Baraj. Nu știu câte vreo 7 case de la... până la rechită la deal. Nu cred că nu ați uitat și nu le știți.
Sunt multe care arată oribil acolo. Știu, cunosc foarte bine. Noi vrem să devenim o zonă turistică, din ceea ce spuneam dumneavoastră. Cu siguranță, acea zonă, ținând cont și de hotărârea de Consiliu care am aprobat-o în ședința trecută, legat de cum arată terenul sau cum arată casa, acea zonă, repet, o să-și schimbe aspect. Deci, cu siguranță. Dar loturile respective au fost date actualor deținători definitiv sau... Nu sunt definitiv și legea vine și spune foarte clar că dacă în timp de 3 ani de zile nu se, eu știu, construiește acea casă sau obiectiv ce a fost acolo, Consiliul Local anulează hotărârea veche și preia acel loc. Domn primar, în amonte de acele construcții se fac două locuințe, acum se locuințe. Se efectiv niște poteți. Să mergeți cu ce cere sunt cetățenii, am înțeles că au venit de prin locul de unde. Tot afectați de inundații, vorbeați de arhitectură zonală și mai departe. Deci, ca să ne apuci în mirocul să răzbucuri, să construiești, chiar nu sunt atât destul de frumoasă. Ca și la baraj. Dar cum să construiești niște hârle, că acolo este, mi se pare, o frază care devine celebru, că așa o prima căsă. Da. Știu și... E păcat. Acum trebuie intervenit și poate reușim ca acest habitat să... De asta a venit cu ideea... Plasamente. Cu ideea de a sprijini habitatul, pentru că proiectele de case, habitat, sunt cu totul altceva decât acolo. Da? Și o să vedeți că total zona respectivă se va schimba în bine. Bine. Dacă nu mai sunt întrebări, să-l punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate, a fost votat și acest proiect de hotărâre. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea domeniului public al orașului Dermănești, însușit prin HGL numărul 22 din 1999 și aprobat prin HG numărul 1347 din 2001. Se propune. Articolul 1. Se aprobă propunerea de completare a inventarului domeniului public al orașului Dermănești, însușit prin HCR numărul 22 din 1999 și aprobat prin HG numărul 1347 din 2001, conform anexei numărul 1, ce face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. Se aprobă radierea unor poziții din inventarul domeniului public al orașului Dermănești, conform anexei numărul 2, ce face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. S-a discutat pe comisii, dacă sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? În unanimitate a fost votat și acest proiect de hotărâre. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor ANL, aparținând domeniului privat al orașului Dermănești. Se propune. Articolul 1. Se aprobă lista de priorități pentru repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii de pe raza orașului Dermănești, astfel. Poziția 1, Eget Mihail Adinana. Poziția 2, Lazlo Oral. Dacă sunt întrebări, proiectul a fost discutat pe comisii. Dacă nu sunt întrebări, se supune la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Stați cu abținere, domnul Ilea, se abține. 15 voturi pentru și o abținere. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională de Locuințe, situată în orașul Dermănești, județul Bacău. Se propune. Articolul 1. Începând cu data 1.12.2016, se aprobă repartizarea locuințelor pentru tine destinate închirierii, construite de către Agenția Națională de Locuințe, astfel. Poziția 1. Este Mihaela Adriana, garsonieră. Poziția 2. Lazaru Radu, apartament. Dacă sunt întrebări, dacă nu sunt întrebări, spune la vot cine este pentru, abține, împotrivă. 15 voturi pentru abținere din numele. Trecem la punctul 14, diverse, cine se înscrie la cuvânt, domnul Despa. Da, am închis că fie vorba de la asta. Da? Despa, Roma, Cucă, Cucă, Dumnezeu,
doamna Cipelu. Doamna Petrila. Rugămintea mea este să permite să fac o scurtă informare cu ce s-a mai întâmplat și după aia să când ne limităm la 3 minute să nu ne lungim foarte mult. E mult 5 minute. 3 minute că văd că s-au scris toți, dar putem cum asta. Da, eu am să încep să vă fac o informare de la ultima ședință de Consiliu, ce s-a mai întâmplat în Dărmănești. Am finalizat următoarele proiecte. Proiectul de reabilitare a digului de la Trotuș Malstân din cartierul Păgubeni a fost finalizat. Săptămâna trecută am fost la recepție, o parte din consilieri au participat care fac parte din comisia de recepție, fără niciun fel de probleme, deci ceea ce a fost trecut în acel proiect pentru digul din Păgubeni a fost și realizat. Un alt proiect pe care l-am finalizat, reabilitarea malului sau malul, celor două maluri ale izvorului Negru, zona izvorului Negru, că am finalizat și acolo și calea de acces. Proiect care îl aveam prins până la sfârșitul lunii noiembrie, ne-am încadrat. Aș vrea să vă spun că a fost finalizat și proiectul de amenajare a rigolilor din cartierul Poiană, da? Inițial am avut 1080 de metri liniari de rigolă betonată. În final am făcut 1200 de metri liniari pentru că ne-am extins în zona, până în zona bisericii. Am avut 50 de podețe, am făcut 60 de podețe și am mai făcut două traversări, intersecție stradă Poiana cu Nemira și cu Teiul. Proiectul este finalizat, am făcut recepție și aici. Aș vrea să precizez, am auzit la Bursa Zvonurilor, așa că proiectul ar fi costat nu știu câte miliarde, nu vă informez eu. Acel proiect a costat exact cât am avut noi în studiul inițial, 1 miliard 700 și ceva plus TVA. Deci, cei care au, eu știu, semne de întrebare vis-a-vis de cât a costat, vă rog să mă întrebați. Aceste cheltuieli vor fi publicate și pe site-ul primăriei, deci povești de genul nu știu câte miliarde, nu. Exact cu cât a fost licitat. Aș vrea să vă mai spun că în ședința de data trecută am spus că aveam în analiză asfaltarea celor 3 străzi Măguricei, Taberei și Chimiei. La momentul discuției am finalizat și proiectul de asfaltare a străzii Chimiei, străzii Taberei și Măguricei. Am făcut acolo și acele acostamente. Dacă vremea ne permite, vom face și marcajele longitudinale. Aș vrea să vă spun că am finalizat și proiectul legat de supravegherea video din cartierul Brătulești, în urma acelor probleme care au apărut între comunitatea de români și comunitatea de romi, am spus că vom interveni și vom monta acele camere video și iluminatul public. Au fost montate, proiectul este finalizat, fără niciun fel de problemă. Și suntem în fază finală cu ultimul proiect mai mare, așa pe care l-am avut noi în analiză, Centrul Civic Dărmănești, termen de finalizare 17 decembrie. Cred că va fi finalizat înainte de termen. Aș vrea să vă mai informez și de proiectele pe care le-am depus. Am depus proiectul pentru parc în valoare de 13 miliarde de lei vechi. Am depus proiectul pentru blocuri în valoare de 20 de miliarde de lei vechi. Vorbesc de fonduri europene. Am depus proiectul pentru acea centrală sau pompă de căldură, cum i-am spus noi, la liceu și la primărie, în valoare de 10 miliarde de lei vechi și am depus proiectul de drumuri, cele 20,8 km de stradă modernizată în Dărmănești, în valoare de 325 de miliarde de lei vechi. Total, proiecte depuse de la preluarea mandatului și până în prezent, 4 și valoarea lor este 368 de miliarde de lei vechi, deci undeva aproape 10 milioane de euro. Vreau să vă spun că ținta mea este în acest mandat de 1000 de miliarde de lei vechi. Asta înseamnă 25 de milioane de euro, cel puțin.
Până acum suntem în grafic, dacă am făcut mai bine de trei, am făcut 40%, am depus aceste proiecte, sper ca să obținem și finanțarea. Proiectele sunt acceptate, le-am depus în termen. Din punctul meu de vedere, avem niciun fel de probleme. Deci, aproape 400 de miliarde proiecte depuse. Vreau să mai menționez, pentru că din nou am auzit așa dezinformări pe piața locală, să zic, că de fapt aceste proiecte eu le-am preluat de la vechea administrație. N-am preluat niciun proiect de la vechea administrație. Tot ceea ce v-am spus aici sunt proiecte pe care le-am lucrat noi și le-am depus noi, da? Nu am avut nici pentru acest centru civic niciun fel de proiect și chiar am avut o discuție cu domnul consilier Roman înainte de a intra în ședință. Era doar o poză, o reprezentare grafică din vechiul noi, aparatul de specialitate a primarului. Consiliul Local a aprobat, dumneavoastră, ați aprobat acele studii de fezabilitate pe care noi le-am avut. Ați aprobat finanțările pe care vi le-am solicitat pentru a putea face aceste proiecte. Deci, repet, nu am avut niciun fel de proiect, sunt rodul muncii noastre. Singurul proiect care era în derulare era proiectul de la Brătulești de asfaltare a celor 2 km de drum, care l-am preluat pe la jumătate, să zic așa, erau termenele depășite, se asfaltase 900 de metri din 2 km, din 2080 de metri, parcă 900 de metri erau asfaltați. Vreau să vă spun că acel proiect pe care l-am preluat, deși era la limita de a rezilia contractul, pentru că constructorul avea o problemă, nu se implica suficient din punctul meu de vedere, l-am dus undeva 80%, el va fi continuat anul viitor. Este turnat asfaltul pe cei 2,08 km de asfalt, deci în grafic cu lucrările. Deci legat de eu știu ce vrem să facem pentru anul viitor. Vreau să vă spun că este în dezbatere publică programul regional de dezvoltare locală. El este în dezbatere publică. Sper ca până la sfârșitul anului să scoatem un al doilea pachet de străzi pentru asfaltare. Deci afară de cei 20,8 km pe care noi am depus proiect pe programul național de dezvoltare locală, vom veni cu un nou pachet de străzi, alte străzi. Programul regional de dezvoltare locală prevede o sumă de 5 milioane de euro pe primărie și atunci vom identifica în perioada următoare 5, 6, 7 străzi care nu sunt asfaltate, care nu intră în proiectul depus, dar străzi pe care s-a făcut canalizarea ca să putem depune în așa fel încât, eu știu, în februarie, când va fi, cred, activ PRDL-ul, Programul Regional de Dezvoltare Locală, să putem depune un nou pachet de străzi, undeva la 5 milioane de euro. Deci, repet, este un rezultatul, să zic, l-am obținut împreună, Consiliul Local, aparatul de specialitate a primarului, ne-am atins obiectivele pe care le-am propus în acest an. Deocamdată cam atât, vă rog, foarte scurt, 3 minute pe fiecare dintre să vă pot răspunde, iar la sfârșit vreau să mai fac câteva, eu știu, anunțul legat de perioada care urmează, ce mai avem de făcut, legat de componenta culturală. Vă rog. Aprofit de prezența domnului comandant al Poliției Orașului Dărmănești și voi lua în discuție trecerea de pieton de pe calea Trotușului. De când ele au fost materializate, avem anul și evenimentul, cel puțin un eveniment tragic. Numai departe, acum două zile, un eveniment, soldat cu decesul unei persoane, rugămintea la Doamne Ferește, nu a fost Poliția Română de aceste tragedii. Dar aș vrea să găsim soluții ca să stopăm producerea de evenimente nedorite pe această cale a Trotușului, eventual chiar să anulăm aceste treceri. Țin minte, sunt tărmăneștean, am trecut aici, n-am auzit pe acest rostul de drum să fi întâmplat înainte evenimente. De când s-au materializat, cum vă spuneam, anul și evenimentul rutier. O altă problemă pe care o ridic este ursul de la Drămănești. Cred că ar trebui să, mai ales că se așteaptă pe 31 decembrie, cred că ar trebui un pic umblat la tradiție și mai ales la data de desfășurare, 31 decembrie. De ce spun asta? Pentru că, având în vedere că este ziua care precede Revelionul, noi nu putem chema și alte cete
formații, știu eu, cetă de urși, pardon, de capre, căiuți, cetri, formații artistice, cum se întâmplă la Comănești. Și deja, ceea ce se petrece la Târgunești, deja a devenit ceva monoton. Eu, care sunt un mare iubitor și am fost mascat, nu m-am rămas mascat, dacă mulțumesc. Am dat în cetă de urs, vă rog să mă gândesc că a început să-mi displac. Dar la Comănești este altceva, la Târgunești. Pentru unul care vine din altă parte, ce vreau să mândresc, că nu înțelege nici dansul, nici dansul gregoților, nici bătaia tobilor. E diferită, noi care suntem neștii. Deci vă spuneam, 31 decembrie mi se pare deja o zi proprie pentru ceea ce eu, dacă... Bine, nu vorbesc pentru anul ăsta, dar să avem în vedere pentru anul ca idee, deci anul ăsta am schimbat, și o să vedeți că e schimbat modelul de, eu știu, eveniment. N-aș renunța la 31, pentru că 31 ne personalizează pe noi din totdeauna. Ursul de la Dămănești având loc pe data de 31. Deci atunci este trecerea între ani și vă mai spun ceva. Să știți că acest urs de la Dămănești, dacă vă uitați în simbolistica lui, face trecere de la anul vechi la anul nou. Da. Și momentul 31 este momentul de trecere. Bine, cei care au împrumutat că... de la noi au împrumutat acest obicei cu ursul, da? Mulți și spuneau ursul de la Dămănești. Sigur că neputând să facă ursul pe 31, pentru că majoritatea cetelor erau în Dărmănești, l-au decalat în diverse zile. N-aș vrea să renunțăm la 31, dar sigur vom... Garisim evenimentul între... nu tip după fiecare ceată. Pe două cete măcar să mai pune și altceva. Deci cu siguranță anul ăsta va fi altceva. Cu siguranță va fi altceva. Da? Da. Mai am încă două probleme. 3 minute. M-ați întrerupt o prima dată. Repede. Păi nu 3 minute și răspunsul meu. Da, având în vedere, nu l-ați spus asta. Mergem mai departe, după ce termin eu. Păi mai 3 minute. Având în vedere că amenajamentul Silvic pe 2000, ceea ce vorbeam și înainte, pe 2018 expiră. Ție să vă amintesc că la anul trebuie făcut bichetajul, trebuie făcut conferințele pentru viitorul amenajament. Este o lucrare destul de complexă. Vă răspund, eu pot să angajez acest studiu în condițiile în care am resurse financiare. În proiectul de buget pe 2016 n-am avut alocați bani. 2016. În proiectul pe 2017 vom avea bani. Asta era una dintre bani. Imediat cum am buget pe 2017, adică alocat, aprobat din noastră, eu pot să scot la licitație, să încheie acel contract. Acum n-am resursă. Dacă eu scot la licitație în momentul ăsta, nu am resursă financiară. Aveți și legea mă obligă, și legea mă obligă în momentul în care scot ceva la licitație, să am asigurat pe resursă. Aveți și o societate care să... Nu, păi, mergem pe seama. Cine se înscrie la... Da, domnul primar, dacă veni, vine iar un domn de la Brașov care face 1000 ceva de hectare în două săptămâni cu ceea ce a fost, simulacul care a fost... În caietul de sarcini pe care noi îl vom pune pe seamă, vom pune niște condiții. Deci părerea mea că trebuie firmă responsabilă. Da, deci vom avea un caiet de sarcini care să fie foarte, da? Da. Acoperitor și să fie... Dar chiar sunt responsabil ceea ce spus. Da. Deci noi luăm de pe seamă. Haideți să mergem mai departe. Și ultima problemă, vizează poliția locală. Am încercat să inițiez un proiect de hotărâre prin care să sensibilizăm și să responsabilizăm poliția locală vis-a-vis de tăierile ilegale de pe proprietățile cetățenilor din orașul Dărmănești și de pe suprafețele care nu sunt în spața poliției, cele cu consistență 0,4. Am făcut la Valorucea, din păcate, m-a trebuit la mergi de când am intrat. Mi-a zis că nu este o legislație în vigoare care să le ajute. Totuși, întrebarea mea, nu putem să inițiem o hotărâre de Consiliu din care să le dăm sarcini în această deci noi putem da, legale... Consiliu care să vină și cumva să dea puterea poliției locale să controleze și segmentul ăsta. Ei și la momentul de față pot, eu știu, atribuții. Au atribuții și așa mai departe. Numai că acolo e o treabă legată de amenzile pe care pot cei de la poliția locală să le dea. Nici n-aș vrea să-și depășească atribuțiile și să facă abuz
Dar asta o să o gândim și o să o așezăm într-o hotărâre de consiliu, în așa fel încât să avea acoperire. Eu care este ediția de acum 51 ăla care se sperie că și auzit de la televizor în 2016, care chiar la mese referă, nu cred că le dăm voie și nu-și permit poliția locală să facă abuz. Da, mai mult decât atât, vreau să vă spun că noi la Poliția Locală nu avem un șef al Poliției Locale, am scos postul la concurs, chiar acum este în, pe site-ul primăriei, sunt publicate condițiile de participare. Sper ca până la sfârșitul anului să putem avea un șef al Poliției Locale care să coordoneze, cu care să discutăm toate aceste aspecte și de la 1 ianuarie să putem avea o poliție mai eficientă. Eu, din punctul meu de vedere, poliția locală, la momentul la care discutăm, nu este eficientă. Nu este eficientă. Și spun că nu este eficientă. Nu, da, e. Nu este eficientă și sigur că anul viitor, anul ăsta a mers așa, 6 luni, a mers în... Da, dar de anul viitor vom avea o altă, eu ce obțin, voi avea o altă abordare vis-a-vis de poliția locală. În 1 decembrie, acțiuni ce se întâmplă și... După. Ai 6 minute de când vorbești. După, haideți, următorul. La urmă, la urmă vă spun ce se întâmplă. Doamna, mi-e greu. Doamna, Adriana. Eu sunt? Da, da. Da. Mulțumesc. Ne-au anunțat domnul primar. Au fost terminate, finalizate, depuse și acceptate cele 4 proiecte care, dacă dă Dumnezeu și obține finanțare, atunci îmi permanești 368 de miliarde. Da. Abia așteptăm să dea domnul Sălina. Ceea ce spun ar trebui să fiu mai modestă, dar din faimoasa echipă de la manager, să știți că aceste proiecte au fost lucrate, puteți confirma, domnule primar, doar de Mititelul Mitreanu. Vreau singur. să fac singur a lucrat. Nu, vreau să așa. Eu sunt corect și știți că totdeauna... Păi, da. Tocmai de asta fac o remarcă. Să știți că noi am lucrat pentru a putea face aceste proiecte în termen foarte scurt, pentru că să faci proiecte de aproape 400 de miliarde în 4 luni nu e puțin și e o muncă titanică în spate. Am mers pe mai multe paliere, de exemplu, într-un proiect sunt 4-5, eu știu, studii sau, de exemplu, studiile de fezabilitate au fost făcute de anumite firme, ce am luat la licitație, studiile de, eu știu, de indicatori tehnico-economici de alții, cererea de finanțare. Mitrel a fost omul care a strâns toate aceste informații, a sintetizat și sigur, sigur nu e o muncă ușoară. Nu e ușoară. Deci pentru că echipa este formată din 3, dar din fapt din 3 Luca și Matei Lițeau, era doar un puțin. Așa. Și să dea Dumnezeu să aducem banii de mănânci, dar n-am să țin nevoia să punctez acest lucru, pentru că mereu s-au abordat cu ce face echipa de manageri, care de fapt e formată din unul singur. Doi, mă mai interesează că sunt la un Moș Crăciun, dar după, vreau și eu niște chestii acolo să punctez. Atât. Mulțumesc. Deci trebuia să fiu mai modest, deci am câștigat, am câștigat 1 minut jumătate. Bun. Domnul Moise? Moise? Ceea ce voiam să spun astăzi este legat de ceea ce a spus și domnul Vesna, în ultima parte, și anume de fostul de lemn pe proprietățile private. V-am întrebat la ședința de data trecută, mi-a spus că Poliția Locală nu se ocupă de așa ceva, ci Poliția Națională. Pentru că am ocazia, vreau să adresez rugămintea domnului comandant să le ceară subalternilor dumnealui ca verificarea furtului de lemne să fie și către persoanele care fură în neștire, dar nu sunt controlate. În schimb, dacă a fost prins român, se spune, a fost prins cu căruța de pe proprietatea lui, aducându-și lemnele, pentru că, văzând că se fură neștire, s-a dus omul, s-a tăiat ce au mai rămas și a dus acasă. Pe drum a fost prins, confiscăm căruță, lemne, drujbă, tot, plus amendă. De ce nu se aplică aceeași metodă și către cetățenii ăștia de din România? Să vă mai dau un exemplu. Astăzi, de la 3:11, jumătate, 12 fără, 3 căruțe de țigani, să le spunem, coborate pe chitici. Sunt foarte curios dacă a fost oprit măcar cu una și întreba, de unde ai lemnul ăsta? Ai proprietate undeva? De unde l-ai cumpărat? Deci sunt persoane care mi-au spus, confiscă drujbă, cai, căruță, lemn, tot. Deci nu se întâmplă dincolo. Nu pot să înțeleg. Haideți să vă răspund. Da. Eu rugăminte către domnul comandant. Eu rugăminte. Eu rugăminte. Da. Mai aveți ceva? Mulțumesc. Eu mă gândeam că mă întrebați cu mine de ce am făcut, că una din regulile... Una din regulile... Da, mulțumesc. Nu, domnul consilier de fiecare dată mă întreba pe mine, ce ai făcut dumneata ca primar de când ești? Eu v-am spus. Mulțumesc. Haideți să mergem mai departe. Cine e următorul? Domnul Mile. Domnul Mile.
Vreau să vă întreb stadiul drumului spre Coada Lacului, dacă mai aveți informații, da. Era în drum, un proiect. Urmă, am auzit că aici unde va fi centru civic, va fi și târg de Crăciun. Aia ar însemna că o să avem un târg de Crăciun adevărat, adică cu niște tonete din astea. Propunerea mea era din 24 până în 31 decembrie să fie târg de Crăciun. Și vreau să vă mai întreb dacă, de exemplu, am fost anunțat de EON, că pe data de 12, de 2 a 12, sunt rău pe curentul electric în zona Chitici. Dar scrie așa, pentru lucrări de modernizare și alimentare energie electrică de 20 kW, Dărmănești, Poiana Uzului. Când zice Poiana Uzului, mă gândeam că e Coada Lacului. Nu știu la ce se referă în Dărmănești. Păi eu vreau o chestie că, da. Da, o să vă răspund. Am pus toate de aici. Mai aveți? Mai aveți. Deci la prima întrebare, drumul de la Coada Lacului, v-am informat într-o ședință anterioară că s-a aprobat finanțarea pentru asfaltarea drumului până la Coada Lacului. La momentul la care discutăm, am emis certificatul urbanist pentru primii 6,2 km de drum. Deci pentru primii 6,2 km, ce înseamnă de la motel înspre Coada Lacului, este, nu e până la coadă, 6,2 km nu ajunge chiar până la coadă, pentru că mai e o zonă acolo care... Da. Dar pentru anul viitor, porțiunea asta de 6,2 km vor fi asfaltați. Eu sper să se ajungă până la Coada Lacului, urmând ca în etapa a doua, de la Coada Lacului până la limita de județ. Deci, anul viitor, există proiect tehnic absolut tot. Am emis, așa cum spuneam, acest certificat de urbanism săptămâna viitoare. În, cred eu, în prima parte a anului 2017, va avea loc licitația. Licitația o face Consiliul Județean. Licitația pentru execuție efectivă și sper, în prima parte a anului, în primăvară, să înceapă lucrările de modernizare. Acum, cred că partea de covor asfaltic va fi turnat la urmă, pentru că sunt lucrări în acest proiect, sunt lucrări de reabilitarea podurilor, pe traseul ăsta, reabilitarea șanțurilor de preluare a apelor, deci sunt mai multe lucrări. Nu știu dacă efectiv va fi anul viitor turnat și asfaltul, dar sigur vor începe acele lucrări. Limita legat de județ, unde este stabilitul? V-am spus la Pârâu, la Raț. Acolo. Legat de a doua problemă, Câmpul de Crăciun, începând cu data de 19 decembrie și noi am zis până pe data de 24 decembrie, în piațeta din fața primăriei, deci timp de o săptămână, va avea loc acel târg de Crăciun, este un element de noutate pentru noi, da? Vor fi amplasate 6 căsuțe în această piațetă, da? Cu tematică, una va fi căsuța Moș Crăciun și așa mai departe, în fiecare seară, în decursul celor 6-7 zile, vom avea aici o activitate, vor fi prezenți copiii de la școli cu colinde de Crăciun, vor fi făcute, eu știu, acțiuni de donație, tot coordonate de copii, iar pe data de 24, în ajun de Crăciun, festivalul ăsta va avea un caracter mai pronunțat, în sensul că vom avea o zi plină atunci, vom începe cu sărbătorirea celor 50 de ani, familiilor care împlinesc 50 de ani de la căsătorie, în această sală. O să vă comunic ora. După care, împreună cu preoții și cu dumneavoastră, vom avea sau vom sfinți această piațetă cu toate lucrările pe care le-am făcut noi. Vor avea loc colinde de Crăciun, la fel fiecare școală se pregătește colinde de Crăciun. Undeva la ora 17, în data de 24 decembrie, va veni și Moș Crăciun în această piațetă. Vom avea montată o scenă profesională și după ce vine Moș Crăciun, va avea loc un concert de colinde susținut de Aurel Moldovean. Deci vom încheia săptămâna asta de o zi de târg de Crăciun cu acest spectacol. Sigur, vor fi invitați și partenerii noștri care filmează și care ne susțin. Da, legat de ultimul punct, acea intervenție a IOM-ului, sigur, dacă vorbim de
Poiana Uzului, vorbim de stația de la Baraj. Deci nu de altceva, de stația sunt lucrări de modernizare a Europei. Stația de la Baraj, vă referiți la Barajul și nu de stația? Deci mă refer la stația electrică, la partea de medie. Bine, ce elementar. Care chiar sub Baraj. Care chiar sub Baraj, da. Deci nu, așa și este. Se numește Poiana Uzului, a, care de Dărmănești. Barajul de la, Barajul este... de la Dărmănești este Barajul Poiana Uzului, așa se numește. Da, și Poiana Uzului se numește partea de sus de la Barajul. Aia este. Așa e prins în documentația lor, Barajul Poiana Uzului. Mulțumesc, următorul. Domnul Roma. Domnul Roma. Voi fi scurt, vă rog. Permiteți să felicit conducerea primăriei și a oamenilor pentru proiectele înaintate, să-i felicit pentru lucrările efectuate la izvorul negru. Da, într-adevăr, o chestie bună. Și aș solicita dacă se... Nu vine să cred, vă rog. Am să mă uit la înregistrare. Credeți și cerceta. Mă uit la înregistrare, vă rog. Atâta la drumului. Unde e bine, e bine și îmi scot colegia. Și aștept în continuare intervenții pozitive. La puntea de la rupturi, s-a făcut acolo o punte care face legătura cu ulița aia la Folaș. E bună. Cetățenii de catolici fac naveta la biserică pe acolo. E întuneric. Hai să încercăm să mai punem un bec și în partea cealaltă a punții. E ultimul bec la unde se termină casa, pe strada... Nu știu cum se numește. Valeuna? Nu? Da, ia aia. Valea Ugrea. Adică putem face și aceeași treabă și la puntea aia la Abacă, la Buicean. Un bec acolo să poată fi utilizată de către cetățenii. Mulțumim. Domnul Pădurariu. Domnul Pădurariu, v-ați scris la cuvânt? Nu. Următorul, cine? Cine mai e? Domnul Apet. Domnul Apet. Dacă toți am început, vă duc un mulțumim și vă duc și eu în satul Clopu pentru centrala care a dus la biserică în satul Clopu. Toate mele mulțumite și ei o fac pe ei. Dar o să vin și cu alte probleme care nu, cum vreau să spun, doamna secretară Luceanu. Vreau să consemnați un proces verbal tot cam și propun eu. Că văd că pe undeva nu apar. Nu, că nu vine, nu contează, dar vreau să rog. Pentru că procesul verbal care a fost întrecut, nu-i consemnat. Deci vreau să fac și o remarcă aici, nu știu să mie procesul verbal nu mi-a plăcut, nu știu unde doamna secretară, deci nu mi-a plăcut procesul verbal. Începând de data viitoare, procesul verbal va fi clar cu ghilimele. Fiecare consilier vom lua din înregistrare ce se spune și ce vrem. Deci nu, nu mi-a plăcut procesul verbal, i-am spus-o de dimineață. Nu știu că a avut atâtea procesul verbal și în viața mea, dar... Da, deci fără probleme, mie nu mi-a plăcut procesul verbal. Altă problemă. Domnul Buzar, domnul Vici, am luat dumneavoastră două tabele cu semnături cerute și imposibil, care nu am făcut până la urmă, am mers dumneavoastră. Vă rog, până la sfârșitul anului acesta, dați curs la lucrările care vă început pe acolo. Se poate face, dar dacă la anul încolo nu se mai face. A doua problemă. Este o problemă, ați adus la biserica noastră acolo, două mașini din balastru, drept unde vine apa de acolo și se înfundă în cimitire. Am cerut și vă rog, la Ciulic acolo, David, unui coborând de la Ciulică Vasile de Vară acolo, au fugit drumul și casele, încep a plecat din partea aia stângă, un urțat de acolo, de izlasul. Iar în divale s-a format o lunecare și o groapă mare de apă, în care nu se poate circula nici nici lingoace, nici cu piciorul, nici cu rău. Deci trebuie dus acolo niște, cum să vă spun eu, deasă mare, de beton, dale, băgate în râpa aceea acolo, niște țări bătute, nu, dar stabilim acolo, că e pământ viu care... Eu vă spun că anul ăsta nu facem asta, eu sunt sincer cu dumneavoastră. Nu, dar măcar că de cât stabilim ceva și făcut în gaura aceea acolo, se poate trece oameni, eu vă spun. Altă problemă. Este problema domnul Mare, domnul comandant, bine vă venit aici, au niște discuții de la dumneavoastră din salariație, de la pază și de la poliția comunitară, dânsii nu au dreptul la mijloace de apărare, de autoapărare. Nu au dreptul la mijloace. Nu sunt stare să meargă cu mașina, dacă le mai despărșește. Nu sunt de acord. Eu sunt deținător de armă și eu știu ce reguli și ce prevede legea. Deci nu sunt de acord ca poliția locală pe care noi o avem astăzi să fie deținătoare de armă. Mai mult decât atât, nu sunt mulțumit absolut deloc de activitatea pe care dumneavoastră o desfășoară, în condițiile în care, începând din acest an, beneficiază de niște venituri extraordinar de mari. Deci un polițist local cu studii medii are un venit de 2300-2400 net,
și un angajat din aparatul de specialitate a primarului cu studii superioare are 1300-1400. Da? Și mai mult decât atât, să știți că instituția pe care o coordonez, Primăria Orașului Dărmănești, este astăzi în proces cu Poliția Locală. Avem 3 procese în instanță pentru că dumnealor sau dumnealor nu sunt mulțumiți de încasările de salarii pe care le au. Și vor mai mult, vor al 13, al 14 la salariu, al 15, al 20, la... dar suntem în instanță. Avem 3 procese în instanță cu Poliția Locală pentru că vor bani mai mulți, fără să ofere altceva. Deci, Consiliul Local a aprobat acea normă de hrană, da? Normă de hrană în luna februarie, parcă, 2016, care era până la sfârșitul anului 2016, da? Deci noi am rămas fără bani în bugetul local, pentru că în momentul în care a fost făcută proiecția de buget, nu erau prevăzute aceste sume, da? Am luat bani din alte părți și am pus la Poliția Locală. Bineînțeles că dumneavoastră au văzut că treaba merge bine și 2400-2500 net au mai cerut. Suntem, așa cum am spus, în instanță. Iar managerul de proiect cu care am făcut proiecte de 368 de miliarde are 1600 de lei cu studii superioare. Are 1600 de lei cu studii superioare, iar polițistul local cu studii medii, nu avem niciun polițist local cu studii superioare, are cel mai puțin 2200 net. Cel mai puțin nu este o echitate și au venit și la mine și mi-au cerut armament și așa mai departe. Nu sunt deci eu am întrebat. Nu, eu nu sunt de acord. Auzând dintre ei acolo, nu știu cineva. Deci să știți că ei cer foarte multe. Au de probleme. Mai au un sport de armă, dacă le iau pistolul respectiv, imediat după zi vor veni și eu am orice. Da, nu sunt de acord, nu avem nici condiții de depozitare a armamentului. La în capul satului la Borș, lumina nu funcționează. 3 minute. Lumina nu funcționează. Nu, dar v-am spus că 3 minute. Să știți că vis-a-vis de lumină, eu am trimis și am făcut un inventar pe absolut tot Dărmăneștiu, da, am montat 160-180 de becuri. Unele dintre ele s-au mai ars pentru că la sezonul rece, când vine sezonul rece, mai se mai ard dintre ele. Dar sunt foarte multe zone în care oamenii ne cer montarea de lămpi. Atenție! Deci vin și spun acum, domnule, vreau lampă, vreau lampă. Am acum 200 și ceva de lămpi pe care trebuie să le montez. Solicitări. O lampă de aia e 200 și ceva, 300 de lei. Nu avem din ce. Deci schimbăm becuri acolo unde sunt. E un program pe care anul viitor îl vom duce în continuare la îndeplinire și vom monta 50-100 de lămpi anul viitor, dar nu putem. În două zile sau până la sfârșitul anului, sigur. Dacă e becul ars acolo la Borș, voi schimba becul. Dacă trebuie lampă, anul viitor. De asemenea, vreau să vă întreb ceva. Mașini de tonaj care vin la caratul lemnului cu ștemnele la păduri. Care se mă deci, pentru ce cer vor pe șoseaua principală să duc, cumpără băuturi și intre înapoi cu tractor, cu lanțul, marcul? N-au voie. Deci, păi, eu vreau să da? Deci vă rog, sesizați, avem și poliția. Deci, dacă vreau să aici, deci am luat rugăciune. Deci, asta e imediat. Alte probleme. Da. Întreb de fructele, merni care s-au dat. Da. S-au dat pe un anumit raun de oameni sau pe sub mână. Haideți să vă spun cum s-au dat merele. Nu, vreau să vă spun că, nu, dar am avut impresia că mă întrebați dacă s-au dat pe sub mână. Ce s-a întâmplat cu merele astea? Că am zis că nu mai fac niciun fel de parteneriat cu nimeni, pentru că suntem un oraș în care, dacă vii cu un măr, mai ai încă 20.000 care îți cer mere. Crucea Roșie a făcut un parteneriat cu ei și a spus așa, domnule, noi putem să aducem la Dărmănești 20 sau 18 tone, nu știu cât de mere, și să le dați familiilor defavorizate. Nu există niciun fel de alt principiu decât familiile care sunt în nevoie. Și având situația foarte clară de la POAD, de la acele alimente date de la Uniunea Europeană, știam că au venit mulți la noi care, deși erau foarte necăjiți, nefiind în baza de date a persoanelor cu handicap, a persoanelor care au pensii sub 400, până 400 de lei, pentru că sau șomeri, nefiind în nicio evidență, oamenii erau foarte în nevoie, dar nu au putut primi acele alimente de la Uniunea Europeană. Și am zis celor de la Crucea Roșie, haideți aduceți aceste mere să le dăm celor care n-au primit. Vreau să vă spun că m-am trezit cu încă nu știu câte sute de oameni care, sigur că nu îndeplineau condițiile alea, aveau chiar și pensii de 15 milioane, 20 milioane, că vor merge. Le-am distribuit celor care sunt în nevoie, n-am reușit să acoperim toți cei care sunt în nevoie, da? Iar cele 18 tone le-am dat
așa cum am spus, celor care sunt în nevoie. Alt criteriu nu am. Și noi putem... Mai este un caz cu familia Barbu Gigel. O știți dumneavoastră, el e bolnav de 18 ori dus la spital, deci e terminat. Are un băiat plecat din localitate, deci cu buletinul expirat, are 22 de ani, Barbu Costel, Coșantin. E o plecat din la 16 ani. Acum am dat este el, s-a dat de mărșină în plec. Da, dar 3 minute, el. Mai sunt colegi care pot să vorbească. Nu, întreb așa. Deci băiatul ăla e ținut de o static la un patron voluntar. Domnul Mănă... Deci repede adresă către domnul comandant, o static, asta ține de... Nu, trebuie încercat că îi dau și adresă, îi dau tot. Am găsit numărul de telefon, am vorbit cu respectivul și am zis că nu-i dat drumul, că nu vrea și băiatul nu vrea să stea, pentru că e... Nu, dar părinții nu pot face o adresă. N-are ce face, lasă-i terminat, mare, e legum. Iar ea ce să facă ea, au găsit? Deci eu am luat legătura cu băiatul, am vorbit de acolo, așa este și vorbim. Și ăla de acolo zic că nu-i dau drumul, băiatul nu știe să vină în coar. Deci trebuie să duci în ce delegat, în voluntar. Băiatul n-are voluntar. Aveți un număr de contact al lui? Vorbim? Aveți un număr de contact al telefonului? Am telefon, am tot, da. Așa trebuie să o am. După ședință direct... Nu, pe de-aia am ridicat problema, că băiatul e disperat. Și atât. Mulțumesc, domnul președinte. Cine mai e? Domnul Buzatu. Vreau să-l în discuție, nu discutată pe o vreme a părsului jurat de Românești. Având în vedere, și sper să nu plictisesc, având în vedere că cu puțin timp înaintea dumneavoastră și mai știu niște lucruri. Adică, pe Valea Protușului nu au existat cepe de urs până prin anii 70 și am făcut liceul în Comănești, știu bine ce s-a întâmplat acolo. Ursul era numai la Bărnănești, era o tradiție ca în a doua zi de anul nou să se întâlnească în zona Brătuleștiului aici, să se combată, spuneau ei, un fel de înfruntare, intrau unii în alții, se mai întâmplau și accidente voite, așa. Pe campus s-a renunțat, adică a fost interzis obiceiul acesta. Prin anii 60, la un moment dat, din considerente politice, s-a spus că se păstrează tradiția, dar să vină fără măști. Și vă spun că au venit oamenii fără măști, până au intrat în piață și aici au pus toți măști de pe figură. Și aia e tradiția. În anii 93, când conduceam primăria de Mănești, domnul director de atunci și domnul inginerul Lungu, pe care îl cunoașteți, era directorul de rafinăriei, având sau dispunând de niște fonduri, a vrut să schimbe puțin tradiția și anume să o aducă de pe 31 pe 26. 3 zile am stat de vorbă și am tratat cu șefii cepelor de urși și n-au renunțat la ziua de 31. Atunci, domnul director a fost nevoit să facă ceea ce intenționam și noi astăzi, un pic de festival pe data de 26, chemând formații artistice specifice din de pe Valea Protușului sau Tazlăului. Vreau să spun că la Dărmănești, ursul este un brand, o tradiție cu niște rădăcini foarte bine formate și dacă lăsăm pe alții să ne confiște tradiția, nu e bine. Trebuie să avem grijă de ea. E bună ideea, deși n-am discutat cu domnul primar, de a păstra nucleul ursului pe 31 și de a veni în completare cu alte tradiții, eventual din alte localități, să le aducem aici și să creăm ceea ce se cheamă un festival. Deci trebuie să ținem la această manifestare, având în vedere că este tradiție. Tradiția înseamnă niște rădăcini puternice în timp create, și, de ce nu, este un brand al Dărmăneștiului, fiindcă după aceea, prin anii 70, s-a extins un pic la Bocreana și apoi în zona asta al Dărmăneștiului. Acum, vedeți că lumii ne concurează și își asumă tradiția. Cred că trebuie să punem ordine și în această privință.
Da, mulțumim, domnul viceprimar, pentru prezentările făcute, pentru că nu mai e nimeni înscris, da? Aș vrea să vă... Da, domnul Tutuc, haideți dumneavoastră și după aia... Asta e ultima. Da, da. Deci a fost și domnul Buzescu Adrian, e Schende, la... Părăul Schende, da. S-a făcut lucrări de acolo. Trebuie continuat la mobilă, deci este până la drum. Exact ce am mai discutat, trebuie făcut pe suport, deci și până nu, ca să dăm drumul la apa cea de acolo, vom avea probleme. Da. În primăvară, în dealul mare, la Gâlcănaș Vasile, trebuie montat o lampă acolo, unde este și domnul Lungu, la domnul de acolo, sau ne-au urmărit. Exact în colț acolo, e foarte întuneric. Le-am dat de frecasă acolo, cred că o să montezi acolo. Da. Aș cere de deschiderea monumentului eroilor de la Sărătrup. Eram elev și când la Sărătrup se venea armată, deci noi școlile participam la depunerea coroanelor, nu știu cum după aia nu s-a mai ținut cont de monumentul eroilor. Acolo sunt înmormântați eroi din timpul războiului, deci și nemți, și români, și... După aia s-a mutat la coada lacului, nu știu. Nu știu de ce s-a desfințat, o să verific eu, nu știu care a fost și în ce a se desfințat. Dacă se uită la arhiva primăriei în urmă, se poate constata că acolo se ținea evenimentele... Da. O să vedem ce s-a întâmplat, de ce s-a închis acolo. Nu știu. Eu, sincer, vreau să reabilităm anul viitor monumentele care sunt. Cel din fața liceului, cel de la Cremenea, ca să le putem... I-am vorbit și poate. Și domnul consilier noastră știe exact problema de când... Da, eu o să fac o adresă la veterani, la Bacău, să văd exact ce s-a întâmplat, da. Ce e acolo, ce situație au. Domnul Roman, dar nu v-am întâlnit cu asta. Nu știu exact. Erau și următoare. Nu știu exact. Vrei cu răbucea? Mai aveți ceva? La credință la spălătru. Vrei să vorbești tu? Nu merge semnalizarea. Ce nu merge? La credință la copii, nu merge semnalizarea, dar trece în tot exact acolo. Deci nu funcționează. De partea asta, nici pe partea de aia. Semnalizarea, semaforul ăla, da? Semaforul, da. Intermitent. Și festivalele pe... de la deal de Chemer Mihai, este Grumeza Gheorghe acolo, este un preot care din Gâneanu Mare a fost conduc acolo, pus apa, o ia pe drum la vale. Deci, aia lumea... Acum nu știu, n-am mai fost, poate s-a rezolvat. Cred că, gata. Mai zic nimic. Deci am vorbit cu Oadi și deci gata. Deci atât am vorbit. Bun, mulțumesc, Marius, da? Când o să avem un draft de buget pentru 2017? Da, vă spun vis-a-vis de draftul de buget. Eu m-am interesat, aveam în intenție ca în luna decembrie să venim cu o proiecție de buget, un draft de buget pentru 2017 și nu o să-l avem în decembrie pentru că odată la 4 ani sunt alegeri parlamentare. Și vă spun foarte serios, acele sume care vin și care fac parte din proiecția de buget pentru 2017 trebuie să vină de la Consiliul Județean. Uitați-vă în proiecțiile de buget, odată la 4 ani, acele sume vin mult mai târziu. Pentru că proiectul de buget de la nivel național este aprobat de nou Parlament. Deci odată la 4 ani se întâmplă ca această proiecție de buget să fie mult mai târziu. Okay. Nu o să putem pentru că ar însemna să venim cu o proiecție de buget fără să avem dat. Deci tot ce ține cote de falcate și așa mai departe, sumele care ne vin pe Ministerul Învățământului, trebuie să întâi aprobate la nivel de buget național, pe cele trei componente, și după aia ele sunt transmise la nivel județean și de la județean la nivel local. Și atunci putem avea o proiecție de buget cu date exacte. Altfel, am face o proiecție și chiar vă rog să dea. Uitați, odată la 4 ani veți vedea că bugetul național este undeva în februarie, chiar și martie, dacă nu se lucrează. Deci asta e. Am avut discuție și cu doamna contabil șef și a zis, domnule, nu avem datele pentru... În schimb, noi, în luna decembrie și în luna ianuarie, putem prinde în cuie proiectele pe care noi vrem să ne axăm în 2017. Dar ideea de cote și de sume care vin, nu le putem avea. Și doi, în urma unei acțiuni pe care am făcut-o, am intrat în contact cu Direcția Generală de Protecția Copilului Bacău, care mi-a spus că există un proiect în derulare cu o fundație care a fost trimis către toate primăriile din județul Bacău și nu au primit niciun feedback.
de la o singură primărie, nu contează numele. Da. M-ar interesa dacă primăria Dărmănești a primit așa ceva de la direcția, pentru că înseamnă că cineva minte. Ori acolo nu există un proiect dintre ăsta de rulare, se adresează copiilor proveniți din familiile cu probleme, cu nevoi. Fie aici s-a primit și nu s-a întâmplat. De obicei și de la direcția de asistență a copilului primim mai multe adrese. Deci absolut tot ceea ce primim, deci absolut dăm răspuns. Sigur că eu am uitat să spun, de 2 ani de zile ca durat. Da, de 2 ani de zile. Deci de 2 ani de zile au trimis și nu s-a identificat. Da, nu știu. Deci în cazul ăsta verific, da? Și după ședință să-mi dai date exact. Dacă de 2 ani de zile, e clar că nu s-a răspuns. Da. Da. Dar mie tot ce vine la mapă, discut cu colegii. Deci dacă există bani, proiectul se derulează prin termenul meu. Fundația, înțeles, dacă există bani, cred că există destui copii cu probleme. Deci, din punctul meu de vedere, toată deschiderea. Pentru că s-au epuizat, eu știu, toate proiectele de la diverse. Vreau să vă informez, pentru data de 1 decembrie, organizăm la momentul din fața liceului o manifestare cu ocazia zilei României, da? Și la ora 12 vă invit pe toți. Participăm, așa cum am spus, la monument. Avem câteva, și n-am un material la mine, dar vă spun despre ce este vorba. Deci, va fi programul în mare, compus din următoare. Avem de la liceu un grup de copii care prezintă un scurt moment istoric, intonarea imnului de stat. Vom avea un pluton de la jandarmi prezent aici. Vom avea o slujbă religioasă făcută de preoții din Dărmănești și catolici și ortodoxi. Va fi un moment de punere de coroane. Din partea Consiliului Local vă rog să depuneți o coroană, da? Și de asta vă rog să fiți prezenți toți. Deci undeva 12 și 15 minute începe toată treaba. 1 și 30, să zic, se încheie. Prezența unui număr cât mai mare de cetățeni, de, eu știu, consilieri. Ora 12, pe data de 1 decembrie, da? Am să vă dau citire exact programului, ca să știți exact cum stau lucrurile. Da. Deci avem așa, manifestările prilejduite cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României, organizate de primărie, în data de 1-a 12-a, începând cu orele 12 și 15. Manifestările se vor desfășura după următorul program. 12:30, sosirea invitațiilor în piațeta din fața Liceului Tehnologic. 12:40, trecerea în revista a Gărzii de Onoare. 12:50, se trag clopotele la bisericile de pe raza orașului Dărmănești. 12:55, intonarea imnului de stat. 13, scurt cuvânt de întâmpinare a celor care vor fi prezenți aici. Slujba religioasă, un discurs al primarului, alocuțiunile participanților, cei care mai sunt invitați. Scurt moment artistic, depunerea coroanelor și a jerbelor de flori, defilarea gărzii de onoare și închiderea manifestării. Da, deci în mare cam așa am gândit noi acest program. Am spus 12 și 15, eu știu, poate ne mai reglăm 2 minute în plus sau în minus. Rugămintea mea este să facem front comun și să fim prezenți. După data de 1 decembrie, celelalte manifestări o să vi le comunic. Vom avea un concert de Crăciun pe data de 15 decembrie la o biserică din Dărmănești. Veți primi invitație. Și, așa cum spuneam, pe data de 24, acel concert de Crăciun în piațeta din fața primăriei. Și, sigur, spune doamna secretară, o extraordinară, cred că 5, 6, 7 decembrie, pentru rectificarea de care v-am spus, salariile pentru profesori și asistenții sociale. Vă mulțumesc, vă doresc o masă plăcută și toate cele. Domnul comandant, dacă vreți să mai dați răspunsuri sau... Ce răspunsuri? Vreau să dau un răspuns punctual lui domnul Moise Caru, referitor la transportul materialului lemnos.
Referitor la roaming la care faceți referire dumneavoastră, da, să știți că acel lemn este strâns din fondul forestier al ocolului Lignu sau de la stat. Nu este vorba de o tăiere de pe proprietăți. Eu nu am avut până acum nicio semnalare de tăiere ilegală de pe vreo proprietate cu vegetație forestieră comisă de rol. Adică trebuie făcută distinție între tăiere ilegală și transport de material lemnos. Într-adevăr, am acordat sprijin lucrătorilor silvici de la Lignum, care s-au plâns în nenumărate ori, mai ales în zile de sărbători, țiganii, cum se duc ei, și lemnul strâng din fondul forestier de la ei. Nu este vorba de o tăiere. Ca referitor la tăieri, să știți că odată cu sezonul rece ne-am întâmpinat cu o serie de greutăți în sensul că mulți cetățeni au recurs la această metodă de tăiere ilegală, dar ca urmare a modificării legii 171 din 2010, la momentul de față se confiscă și vehiculul care transportă materialul lemnos ilegal. Avem o situație în derulare, fapt pentru care s-a stopat momentan acest fenomen, probabil au luat la cunoștință de prevederi legale. Deci să facem distinție între, pentru că la tăiere ilegală este o procedură, domnul Zespa poate să vă confirme lucrul ăsta, și ca urmare a modificărilor vă spun că s-a stopat fenomenul ăsta. Într-adevăr, avem în lucru niște sesizări cu privire la tăieri ilegale de pe terenul cu vegetație forestieră, nu din fondul forestier. Referitor la calea de acces, calea trotușului cu asta, prin lucrătorii pe care îi avem, să știți că avem în atenție la orele de vârf, patrulele de siguranță publică și de la poliția rutieră, patrulează și chiar execută misiuni în puncte fixe pentru descurajarea celor care încalcă normele și regulile rutiere. În cartierul de Rom, pentru menținerea siguranței publice, prin demersurile pe care le-am făcut, până la data de 23 decembrie, este menținută zona de siguranță publică specială. Acum lucrăm la materiale pentru a putea continua, măcar în perioada sărbătorilor de iarnă, pentru a nu înregistra evenimente deosebite. Cu privire la circulația de pe strada Valea Uzului, am luat legătura și cu domnul primar, am propus ca în acea zonă a cartierului de Rom să înființăm acele cocoașe, dar deocamdată nu putem pentru că nu e finalizată lucrarea și nu ne permite. Am făcut demersuri pentru obținerea unui autovehicul cu aparat radar pentru niște zone punctuale, pentru că au crescut numărul accidentelor, ați avut dreptate, și pe calea Valea Trotușului, în anumite zone. Vom căuta pe cât posibil să stopăm ceea ce depinde de noi. Dacă dumneavoastră, referitor la domnul Petre cu Barbu, dacă mi-aduceți numărul de contact, și consider că astea sunt niște aspecte care nu neapărat trebuie să le discutăm într-o ședință sau într-un loc anume. Puteți să veniți, a fost momentul, da, veniți și referitor la acele vehicule care spuneți dumneavoastră de mare tonaj în sat, ce aș putea să vă spun și să nu mi-o luați în nume de rău, cred că un lucrător de poliție nu poate fi în același timp, în mai multe locuri, ca să poată să identifice aspecte negative sau să... Am înțeles, da. Vom lua măsuri ca atât. Există un joi. Da. Știți, dumneavoastră, procedura este mai greoaie cu 112, dar sesizarea directă la sediul poliției, bănuiesc că nu ați avut situații înregistrate să semnalați un aspect și să nu ia măsuri. Că există o întârziere, da, pot să confirm lucrul ăsta, că uneori suntem și noi aglomerați. Da, am înțeles, am înțeles, da. Alte probleme, consider că fenomenul infracțional la nivelul localității Dărmănești îl putem stăpâni și cu sprijinul domnului primar, pe care l-am informat în permanență. De asemenea, îmi cer scuze pentru întârziere la ședință, dar l-am informat pe domnul primar că voi participa la o ședință la Inspectoratul Județean de Poliție, lucru care s-a întâmplat și luna lui octombrie, când la fel am fost nevoit să merg la o ședință. Dacă dumneavoastră vreți să-mi adresați ceva, dar care, într-adevăr, să țină de munca de poliție. Bine ai venit la comanda poliției. Vă mulțumesc, domnule. Mulțumesc și eu, după masă.